Dragi cutezătorii țării noastre, suntem Veronica Trandafir și Andrei Niculae. Au trecut doar 6 ani de Vărgi Radio. Suntem încă cei mai fresh de pe piață. Oh, da! Acum, știi cum, sperăm din toată inima că cât mai mulți tineri se vor îndrăgosti de radio și să nu fim și noi cei mai mici, așa. Da, adică da, chiar vrem. Sper să căutăm și oameni care își doresc radioniște intern, mă gândeam. Da! De ce să nu facem treaba asta? Dacă sunt studenți la jurnalism, la... nu că am avea noi ce să învățăm, dar avem butoane aici, mai fiecare se descurcă. Nu mai distrăm așa împreună în fiecare dimineață, cum o facem ca de obicei. Uitați-vă la tânărul Dragoș. Își dorea televiziune și marile scene din Hollywood și a ajuns la radio. Vedeți? Dragilor, dacă tot am trecut așa prin ani din dimineața asta, prezent și viitor, am vorbit despre cele mai tari lucruri care s-au întâmplat în ultimii 6 ani, despre gafele pe care le-am făcut în ultimii 6 ani. Adresăm întrebarea supremă acum la ora 9:15. Unde te vezi peste 6 ani? Wow! Este un fel de aia, cea mai enervantă întrebare din lume, nu? La un interviu, unde te vezi peste 5 ani, am zis să-i dăm un twist frumos, am mai adăugat un an și haideți cu cele mai tâmpite răspunsuri din galaxie. Unde vă vedeți peste 6 ani? Eu peste 6 ani mă văd bine. Bine, nu? Nu știu, mă văd tot la Vărgi Radio, mă văd tot la radio, mă văd tot cu tine într-o emisiune, dacă o să mă mai suport, ține de tine asta, frate. Da? E greu, bă, e greu rău cu Andrei. Ar trebui să-mi dea un spor. Da. Nu? Spor de Andrei. O să zic că spor pentru toți colegii mei. Dați un spor de Andrei pentru toți colegii mei. Uite, răspunsuri, am cerut răspunsuri nebune, am și primit. Unde te vezi peste 6 ani, că în 2029? Mamă! Ce cred. Ok. Ne-a rupt răspunsul. A, gata, au venit prietenii noștri bogați. Am spus top 100 cei mai bogați oameni din România. Bravo! Foarte bine, Ionuț, ținem cu tine acolo. Să nu uiți de noi, atâta zicem, știi? Andrei din Arad e de-al nostru, peste 6 ani. Mă văd tot în oglindă. Badumț. Badumț, exact. Peste 6 ani, ce credeți că o să faceți peste 6 ani? Noi trebuie să pun muzică la tumorurile în Discomaniacs, o să crească peste 6 ani. Mă văd așa uitând de câți bani am în cont. Aia ce că e bogăția supremă, să nu știi câți bani ai în cont. Da. Acolo ești putred de bogat. Sau putred, nu. Da, bine, și dacă ai 1,75 lei, nu știi exact că ai 1,75 lei, știi că ai 1 lei. Cumva și acolo poți să știi că ești uitoc. Da, adică peste 6 ani mă văd locuind în Maldive. Foarte bine. Tell us more. Da. 0734363620. Unde vă vedeți peste 6 ani? Cea mai enervantă întrebare din lume, după părerea mea. Și cel mai amuzant răspuns primește un hanarac. Uite, bro, eu am 26 de ani, vă ascult zilnic. Ce tare! Bă, mulțumim și ne bucurăm. Cei mai young, aici sunt. Mă văd cumpărând o pungă de fistic fără să mă uit la bani. Da! S-a scumpit fisticul sau ce? Veronica e așa bogată încât ea-și cumpără înghețată de fistic. Adică vă dați ce fel de oameni sunt cei care își cumpără înghețată de fistic. Noi cei care ne bucurăm odată la 3 luni de o pungă de fistic, ăsta crește odată la 2 ani. Așa. Fisticul nu crește în fiecare an. Nu vă lăsați păcăliți. E greu cu fisticul. Și cu fistic am zis. Nu fistic. Așa. Oameni precum Veronica se duc și cer înghețată. Voi vă dați seama câte boabe de fistic sunt pisate pentru a face cineva cremă de fistic. Adică cât de bogat să fie, ca și cum ai călca aur în picioare. Cea mai bună înghețată din lume este înghețată de fistic. Stai, hold on, bogaților, nu mai zi așa, că poate sunt oameni care n-au gustat. Uite, chiar vă îndemn să gustați, pentru că nu este atât de scumpă. Pe banii cui, Veronica, îndemn pe banii tăi? O să vină oamenii să zică, Vero, dă-mi înghețată, fă un giveaway. Aia care îmi place mie, într-adevăr, nu e așa ieftină, dar sunt foarte multe și accesibile la preț. Uite că mi-au o singură cupă, nu mi-au multă. Unde că data trecută ai cerut? Veronica nu și-a înghețată la cupă. Este rostul tău în dimineața asta cu fisticul. Te-am prins, te-am prins. Deci nu și-a înghețată la cupă. Știți cum a fost ultima dată? Ne-a luat și nouă, ne-a plătit și nouă. Și mie și lui ăsta, la fel Dragoș. Când noi eram copiii patrii. Și a luat înghețată, a zis cornet mare și acolo îți arată în câte sute de grame spune în cornet. Băi, ce lume trăim, nici măcar nu zice ocupă 2-3. Dar mie nu îmi place cornetul și, mic. Așa, și stați, ultima așa. Aroganță a zis plătesc cornet mare, ăla, cel mai mare, XXL, și zice, puneți mai puțin că oricum nu mănânc tot. Wow! Adică cui rămâne fisticul ăla? Lingem noi de pe jos, cei care n-avem cornet? Nu, dragă, rămâne acolo să ajutăm compania să mai vândă, să mai facă înghețată, să fie prosperi în România, ca să deci, facă dă bani gratis înghețată. La o companie de înghețată, vă dați seama? Mie nu-mi place să risipesc mâncarea. Da, și fisticul? Cea mai bună parte dintr-o înghețată este fix ăla jos. Era să-i zic fânduleț. Fânduleț înghețate, nu? Fix ăla, cel mai bun. Și cum ar fi să mă satur din vârf și după aia să nu-mi rămână cea mai bună parte. Of! Hai că am ajuns să vorbim despre înghețată, când noi de fapt vorbim despre unde te vezi peste 6 ani, asta era întrebarea. Ah, uite, Vasilica din Bacău zice, eu peste 6 ani mă văd pe podium prezentând moda. Bine dacă aș reuși să scap de cele 8 kg. În plus. Păi am cerut răspunsuri nebune, răspunsuri exact. Nebune ne-ați dat, sunteți Vasilica, cei mai tari. Te pupăm. Așa, uite, pentru că și mie mi se pare cea mai enervantă întrebare, probabil peste 6 ani tot în oglindă mă voi vedea cel mai bine. Un început de an cât mai bun, hugs, Adrian. Auzi, peste 6 ani cu Dinamo în Champion League. Champignon League. Super. Bun, peste 6 ani am o fetiță de 1 an și 4 luni. Peste 6 ani mă văd stând dimineața la baie singură pe telefon. Baftă multă! Uite ce-și doresc părinții, vezi? Da, Ramo din Urziceni spune, peste 6 ani vreau să mă văd alături de voi în studio. Doar să mă văd, să mă amuz împreună cu voi, măcar pentru o zi. Păi da, te așteptăm și acum, nu trebuie să aștepți 6 ani. Nu. Haide, vrei. Ramo, te așteptăm aici. Bine, ne întoarcem imediat, că ne-a luat gura pe dinainte, am vorbit și de fistic. Țineți minte, da? Veronica și fisticul, mare risipă. Greta Thunberg, dacă ne auzi.